Astăzi au fost vaccinate anticovid alte 225 de cadre medicale la nivelul județului Mehedinți. Potrivit raportărilor oficiale, până în acest moment, de la începutul campaniei de vaccinare nu a fost înregistrată nicio reacție adversă. Până în acest moment, o mare parte dintre cetățenii sunt indeciși în privința vaccinării sau spun clar că nu se vor vaccina. Numărul celor din urmă ar putea fi diminuat datorită exemplului medicilor care se vaccinează împotriva COVID-19. Dumneavoastră ce părere aveți? Dumneavoastră v-ați vaccinat? Nu știu, nu, pe la un moment dat nu, dar ar trebui că trebuie să plec în Germania și că am înțeles că nu s-a prea poate pleca fără. E vaccinat, dar acum nici nu știu cum se procedează, nici nu... Faptul că medicii se vaccinează vă dă un strop de încredere? Păi dacă se vaccinează, înseamnă că este ceva încredere. Dacă ei fac treaba asta, o să facem și noi. Încă nu m-am dus la medicul de familie, urmează să mă duc zilele astea, să vedem care e situația, cum se va proceda. Deci nu cunosc situația aici la medicul de familie, mă voi informa. Dar vă dă încredere faptul că medicii se vaccinează? Fiind și sanitar de profesie, trebuie să ne vaccinăm. Da, ca orice vaccin are eficiență. Da, eu cred că cei care au oarecare îndoieli se vor mai lămuri. Da, depinde de fiecare cetățean cum digeră acest lucru. Pentru persoanele sceptice ar putea fi posibil ca puterea exemplului să conteze foarte mult, în special dacă nu vor apărea ulterior reacții adverse. Dacă m-aș vaccina, până ajunge la mine mai durează. Probabil că da. Probabil că da. Acum știți cum este cu pandemia asta care este în toată lumea, trebuie să te folosești de orice fel de mijloc care apare pentru combaterea ei. Acum... Sunt oameni care sunt pro și contra, mă rog, asta este, dar eu cred că numai că problema este că încă e în studiu experimental, nu se știe exact cum evoluează, ce simptome, reacții adverse eventual, știți dumneavoastră că la orice, mă rog, cred că e bine, într-adevăr, e bine ca lumea să facă, pentru că trebuie să scăpăm de pandemia asta. Dumneavoastră v-ați vaccinat? Da, bineînțeles. Abia aștept, numai că nu se știe când. Probabil o să mai treacă ceva timp până face pentru persoanele astea care nu suntem în prima linie. Cum? Și dacă nu s-ar vaccina cadrele medicale, eu am fetița care termină medicina anul ăsta și sunt hotărâtă să mă vaccinez, deci nu se pune o problemă. Vaccinarea anticovid a medicilor, dar și a oamenilor cunoscuți cum ar fi politicieni sau alte personalități în care lumea are încredere, va schimba opinia cetățenilor.